Un impact violent între două mașini a avut loc sâmbătă, în jurul orelor 14.35 pe DN1, între localitățile Perșan și Vlăden din județul Brașov. Accidentul a fost anunțat la 112 de martori la trafic, fiind raportate șapte victime, printre care și un copil în vârstă de un an, pentru care șase ambulanțe au fost trimise la fața locului. Prin dispeceratul de urgențe s-a decis și alertarea elicopterului Smurd de la Târgu Mureș, având în vedere că starea a două persoane era foarte gravă. Din păcate, pentru unul dintre pasageri nu s-a mai putut face nimic, decesul fiind declarat la fața locului. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată în afara carosabilului. Traficul pe DN1 a fost blocat total timp de două ore, de abia în jurul orelor 16.45 fiind deschisă circulația pe o singură bandă. Coloane de peste 10 km s-au format până la deblocarea traficului. La 17.30 s-a comunicat că circulația a fost reluată în condiții Normale. La data de 24 iulie 2021, în jurul orei 14.35, pe DN1 între localitățile Persan și Vlădeni din județul Brașov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma producerii accidentului rutier au rezultat șapte victime, șase dintre acestea fiind transportate la spital, iar pentru un bărbat, respectiv unul dintre conducătorii auto, cadrele medicale sosite la fața locului au declarat decesul. La testarea din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat a celui de-al doilea conducător auto, respectiv o femeie, rezultatul a fost zero. Polițiști efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier. DN1 este de 10 ani pe primul loc în topul accidentelor rutiere, zona Perșani-Vlădeni fiind una dintre cele care i-au atras numele de drumul morții. Numai anul trecut aici au fost 160 de accidente cu 54 de oameni morți. Cu un an înainte, 587 de accidente în care și-au pierdut viața 80 de victime.